Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă arăt niște flori minunate. Este floare animăluț. Sunt super încântată de ele. Am căutat peste tot, dar n-am reușit să găsesc. Așa că vă voi arăta și dumneavoastră astăzi. Pentru acestea vom avea nevoie de fire, o croșetă de 2, o foarfecă, un ac de cusut, sârmă, niște bețe de frigărui, ochișori, mi-am comandat până la urmă că n-avem toate dimensiunile și pentru că eu am făcut deja o mică parte din aceste flori și n-aveam ochișorii, îi voi pune acești ochișori. Dar am și așa. Și la acesta care îl fac, îi voi pune din aceștia. Ochișori și material. Material de diferite culori. Și să nu mai stăm la vorbă, să trecem la treabă. Vom face, vă voi arăta un singur model, dar pentru mai multe animale, capul se face exact la fel pentru toate animalele. Și vom începe cu cercul magic, deci vom face capul. Acum voi face acest model de floricică, porcușorul, și facem cercul magic și în cercul magic punem 6 piciorușe scurte. La rândul 2 vom face 6 înmulțiri. În total vor fi 12 ochiuri. Facem 6 înmulțiri și terminăm cu 12 ochiuri. La rândul 3 vom face un piciorul scurt și o înmulțire până la capătul rândului, unde vom avea 18 ochiuri. La rândul 4 vom face un piciorul scurt, o înmulțire. Vă aduceți aminte că nu vreau să cresc sub rândul anterior. Și acum vom face 2 piciorușe scurte și o înmulțire până la capătul rândului. Și la capătul rândului vom termina cu un piciorul scurt. În total vor fi 24 de ochiuri. La rândul 5 vom face 3 piciorușe scurte și o înmulțire până la capătul rândului, unde vor fi 30 de ochiuri. Deci am făcut 2 și al treilea și o înmulțire. La rândul 6 vom face 4 piciorușe scurte, numai că vom începe cu 2. Facem 2 piciorușe scurte, o înmulțire, după care facem 4 piciorușe scurte și o înmulțire. Până la capătul rândului, unde vom avea 36 de ochiuri și vom încheia cu 2 piciorușe scurte. Deci am făcut 2, 3, 4 și o înmulțire. După care, de la rândul 7 la rândul 9, vom face câte un picior scurt în fiecare ochi. În total, 36 de ochiuri. Am ajuns la rândul 10, unde vom face 10 piciorușe scurte. Eu am făcut 2, 4, 6, 7, 8, 9 și 10. Acum vom face 5 înmulțiri, adică 2 piciorușe scurte în același ochi, de 5 ori. O înmulțire, 2, am făcut 5 înmulțiri, acum vom face 6 piciorușe scurte și avem 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Vom repeta din nou 5 înmulțiri, 1, o înmulțire, 2 și a 5-a. Și vom închide rândul cu 10 piciorușe scurte. La capătul rândului vor fi 46 de piciorușe scurte. Acum, de la rândul 11 la rândul 13,
Vom face câte un piciorul scurt în fiecare ochi, 46 de ochiuri. Acum, la rândul 14, vom face 10 piciorușe scurte. Am făcut 10 piciorușe scurte, acum vom face 5 scăderi. Și avem 1, 2, 3, 4 și 5. Vom face 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Din nou 5 scăderi. Am făcut 5 scăderi, iar acum voi termina cu 10 piciorușe scurte. Iar la capătul rândului vor fi 36 de piciorușe scurte. Acum vom începe să scădem exact ca la jucăriile normale. 4 piciorușe scurte și o scădere. La următorul rând va fi 3 piciorușe și o scădere. La următorul 2 și o scădere și tot așa până vom ajunge să închidem. La acest rând am făcut 4 piciorușe scurte și o scădere. Am spus că la acest model voi pune ochișori din aceștia cu siguranță, dar nu vă faceți griji că vă voi arăta și cum îi prindem pe aceștia. Și ne orientăm, aici va veni fălcile și vom pune cumva aici. Încercăm să vedem dacă intră. Ok, a intrat. Îi punem și capsa. Dacă nu aveți ochișori, puteți broda și va ieși frumos și așa. Și îmi voi pune și pe acesta aici. După care continuăm scăderile. Perfect. Nu uitați să introduceți vată pentru că vom crește tot mai mult și va fi foarte greu după. Bun. La rândul 16 vom face 3 piciorușe scurte și o scădere. Până la capătul rândului unde vom avea 24 de ochiuri. Am făcut 3 și o scădere. La rândul 17 vom face 2 piciorușe scurte și o scădere până la capătul rândului unde vor fi 18 ochiuri. La rândul 18 vom face un picior scurt și o scădere până la capătul rândului unde vom avea 12 ochiuri. Iar la ultimul rând vom face 6 scăderi, dar nu vom închide de tot rândul. Bun, am făcut 6 scăderi și vom lăsa așa pentru că aici vom introduce bețele. O lăsăm deoparte și ne apucăm de urechiușă. Pentru urechiușă ce vom face? Vom face 6 cercuri magic cu 6 piciorușe scurte. Deci facem cercul magic, facem 6 piciorușe scurte și revenim. La rândul 2 vom face câte 2 piciorușe scurte în același ochi, adică vom înmulți la fiecare ochi, iar la capătul rândului vor fi 12 ochiuri. La rândul 3 veți face câte un picior scurt în fiecare ochi. Și ne revedem la rândul 4. Am făcut cele 3 rânduri, iar acum voi uni urechiușele în felul următor. Unesc ambele laterale și voi face un picior scurt, două, unind ambele părți ale urechii. 3, 4, și 5. Voi face un ochi de lanț, tai firul puțin mai lung pentru a-l putea coase și urechiușa mea este gata. Am ambele urechiușe aici, dar ceva nu mi-a ieșit. Acum îi vom face rătul
Și vom face 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3 și 4. Din ochiul 2 voi face 2 piciorușe scurte. 1 și 2. Iar în ultimul ochi voi face 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3 și 4. Mă întorc pe cealaltă parte unde voi face în următorul ochi un picioruș scurt, un picioruș scurt, iar în ultimul ochi voi face, imediat vă spun, 2 piciorușe scurte. 1 și 2. Mă voi prinde cu un pas alunecat în primul ochi, voi tăia firul și ne vom apuca de... Bun, ne apucăm de frunză. Pentru frunză ne va trebui puțină sârmă. Mai puțin să vă pun de scot. Am tăiat sârmulița și punem 10 ochiuri de lanț pentru frunză. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. În ochiul 2 vom face un pas alunecat. Vom lua sârma și vom lucra direct pe sârmă în felul următor. În următorul ochi vom face o jumătate de picioruș, luând pe dedesubtul sârmei. Va fi greu un pic primul ochi, după aia o să fie mai ușor. Am făcut o jumătate de picioruș și voi continua cu 5 piciorușe duble. Tragem pe deasupra sârmei și facem primul picioruș dublu. Vom face astfel 5 piciorușe duble. Am făcut 5 piciorușe duble, acum voi face o jumătate de piciorușe în următorul ochi. Trecem prin toate 3. Iar în ultimul ochi voi face 3 piciorușe scurte, dar fac primul picioruș scurt, îmi îndoi sârma spre partea aceasta și în același ochi mai fac încă 2 piciorușe scurte. 1 și 2. Ne vom întoarce pe această laterală unde vom continua exact ce am făcut și până acum. În următorul ochi vom face o jumătate de picioruș. În următoarele 5 ochiuri vom face 5 piciorușe duble. Și avem 1. Am făcut 5 piciorușe duble. În următorul ochi voi face o jumătate de picioruș. Iar în ultimul ochi voi face un picioruș scurt. În ultimul ochi. Perfect. Acum, la rândul 2, dăm puțin sârmulița pe o parte. La rândul 2, mă voi duce în primul ochi, unde voi face... La rândul 2, voi face un pas alunecat în primul ochi, un ochi de lanț. Și așa vom face în fiecare ochi. Imediat să-l pot prinde. Bun, facem un pas alunecat, un ochi de lanț. Următorul, un pas alunecat și un ochi de lanț și vom face de jur împrejur, după care tăiem ața. Am terminat frunzulița, o voi lăsa deoparte și ne vom apuca de marginea, floarea propriu zis, marginea florii. Unde vom face... 40 de ochiuri de lanț. Facem 40 de ochiuri de lanț. Am făcut. Eu o să fac mai puține pentru că eu le-am deja făcute, dar ca să vă arăt dumneavoastră. În primul ochi de lanț ne prindem cu un pas alunecat.
ne ridicăm cu un ochi de lanț și vom face în primul ochi un picioruș scurt, în același ochi, tot aici, o jumătate de picioruș, după care în următorul ochi vom face două piciorușe duble, în următorul ochi. Un picioruș dublu și în același ochi încă un picioruș dublu. În următorul ochi vom face, deci aici în următorul, vom face o jumătate de picioruș și în același ochi un picioruș scurt. Facem în următorul ochi un pas alunecat, un ochi de lanț și vom repeta modelul. Vă mai arăt încă o dată. Un picioruș scurt, în același ochi o jumătate de picioruș, în următorul ochi două piciorușe duble, deci două piciorușe duble în același ochi, unul și al doilea. În următorul ochi vom face o jumătate de picioruș și un picioruș scurt. Deci o jumătate de picioruș și un picioruș scurt. Și în ultimul ochi vom face un pas alunecat și un ochi de lanț și vom începe iar modelul. Și vom face așa pe cele 40 de ochiuri de lanț. O să vă iasă ceva de genul. Bun, toate astea fiind spuse, ne vom apuca de cusut. Eu am lipit rătul. Vom pune urechiușele. Le vom coase. Imediat. Deci coasem urechiușele aici. Ceva de genul și revin. Am pus urechiușele. Acum, această floare pe care am făcut-o mai devreme, o vom pune pe jumătatea purcelușului nostru. Pe aici. Și o vom coase. O vom coase sau o puteți lipi. Vedeți cum vă este mai simplu. Deci lipim floricica și ne întoarcem. Eu am lipit marginea, această floare, am lipit-o. Acum vom lua bățul de frigărui, vom lua ața verde, punem puțin silicon lichid, silicon cald, lipim acest fir și vom încerca să dăm de câteva ori. Deci răsucim. Bun, stați numai puțin să-l prind puțin aici. Să prind firul, pentru că va trebui să-l introducem în porcușor. Perfect. Și vă aduceți aminte că v-am spus înăuntru un porc să nu închideți rândul de tot. Luăm un alt băț, facem un pic de loc și introducem bățul nostru. Iar cu un ac vom strânge cât mai mult gaura noastră cu firul rămas. Vom băga prin ochiuri și vom scădea din ac. Nu știu cum să vă arăt. Sper că se vede. Voi lua ochi de aici, ochi din următorul. Și mă voi duce de jur împrejur și voi strânge lucrul. Bun, am strâns firul meu, l-am tăiat, iar acum coața rămasă. Mă voi duce și voi răsuci pe bățul meu
până în momentul unde vreau să-mi vină frunza. Deci voi răsuci, voi răsuci, voi răsuci. Eu mă voi duce până unde vreau să-mi vină frunza și revin. Bun. Eu vreau să-mi vină frunza până aici. Vom lua frunzulița noastră. Dar acest fir care ne-a rămas, îl vom înfășura peste sârmulița care ne-a rămas. Vom înfășura. Asta trebuia să o fac dinainte, dar nu e nicio problemă. Înfășor, înfășor. Ups. Haide. Și o voi trage pe aici. Perfect. Vă alegeți pe ce parte vreți să puneți frunza, pe stânga sau pe dreapta. Eu pe aceasta o voi pune pe partea aceasta. Dar va trebui să o îndoi puțin. Perfect. Bun. Și acum voi da firul și peste frunză și peste acest băț. Și voi răsuci firul. Dacă vreți să-i puneți mai multe frunze, eu n-am nimic împotrivă, îi puteți pune mai multe. Și răsucim așa firul până jos. Îl vom răsuci până jos. După care revin să vă explic cum vom face și celelalte jucărioare. Am terminat. M-am dus aproape de jos de tot. O voi lăsa deoparte și vă voi explica cum veți face și celelalte modele de animăluțe. Capul, după cum v-am spus, la toate jucăriile sunt făcute la fel, rama de floare la fel, frunzulița la fel, doar la urechiușe diferă în anumite situații. Și la pisică începem cu cercul magic cu 6 piciorușe scurte. La rândul 2 vom face tot 6 piciorușe scurte, la rândul 3 vom face câte o înmulțire în fiecare ochi, în total 12 ochiuri, iar la rândul 4 vom repeta câte un piciorul scurt în fiecare ochi, în total 12 ochiuri. Le vom coase sau lipi, după cum doriți. Eu o cos și pe acesta și revin să vă arăt. Bun, rămăsesem la pisicuță pe care am terminat-o. Și am început iepurașul. Pe parcurs ce eu îl voi lucra, o să vă spun și ce am făcut. Aceste floricele le aveți, capul aveți, va trebui să vă spun la urechiușe. Și la urechiușe veți face, imediat vă spun, cam aici foarte multe scrise. Veți face cercul magic cu 6 piciorușe scurte, aici vorbesc, cu 6 piciorușe scurte, iar la rândul 2 veți face o înmulțire și un piciorul scurt tot rândul. După care veți face, stați numai puțin că am greșit, nu, la rândul 2, deci rândul 1 va fi cercul magic cu 6 piciorușe scurte, la rândul 2 va fi 6 piciorușe scurte, o înmulțire și un piciorul scurt, în total vor fi 9 piciorușe scurte, și de la rândul 3 la rândul 8 vom face câte un piciorul scurt în fiecare ochi. Îi puneți, îi coaseți urechiușele, năsucul, ochișorii, îi dați puțină culoare, cum am dat și la celelalte două. Stați că vreau să le pun așa să vadă toate. Bun. Eu o voi coase și voi reveni cu următorul model. Am terminat și broscuța. Și vă voi spune cum am făcut partea de burtică și urechiușele. Urechiușele le-am făcut în felul următor. Am făcut 6 piciorușe scurte în cercul magic, după care la rândul 2 am făcut un piciorul scurt și o înmulțire, până la capătul rândului, în total sunt 9 piciorușe scurte. Iar rândul 3 și rândul 4 am făcut câte un piciorul scurt în fiecare ochi.
La partea de burtică am făcut în cercul magic 6 piciorușe scurte. La rândul 2 am făcut câte o înmulțire în fiecare ochi, în total 12 ochiuri. La rândul 3 am făcut un picior scurt și o mulțire, un picior scurt și o mulțire până la capătul rândului, în total vor fi 18 ochiuri. Iar la ultimul rând am făcut câte un picior scurt în fiecare ochi, în total 18 piciorușe scurte. Vă las aici și broscuța și ne vom apuca de teddy bear, ursulețul. Am terminat și ursulețul meu. Imediat vă spun câte am făcut la urechiușă. La ureche am făcut cercul magic cu 6 piciorușe scurte. La rândul 2 am făcut câte o înmulțire în fiecare ochi, în total 12 ochiuri. Rândul 3 și rândul 4 câte un picior scurt în fiecare ochi, în total 12. Iar la gurița aceasta albă am făcut cercul magic cu 6 piciorușe scurte. Și la rândul 2 câte o înmulțire în fiecare ochi, în total 12 ochiuri. Îl lăsăm și pe acesta deoparte și mai am de făcut văcuța și setul meu este gata. Imediat revin să vă spun câte am făcut și la văcuță. Vă aduceți aminte? Frunza, petalele sau haideți că vă spun acum. La văcuță am făcut la coarne, acestea sunt cornițele. Am făcut cercul magic, în cercul magic am pus 6 piciorușe scurte, iar la rândul 2 am făcut un picioruș scurt și o înmulțire și la rândul 3 am făcut 2 piciorușe scurte și o înmulțire. Și acestea sunt cornițele. I-am făcut botul, exact cum am făcut și la porc, exact la fel îl faceți. Și urechiușele le-am făcut cu cercul magic, cu 6 piciorușe scurte. La rândul 2 am făcut câte o înmulțire în fiecare ochi, în total 12 ochiuri. Iar la rândul 3 am făcut 2 piciorușe scurte și o înmulțire, în total 16 ochiuri. Urechiușele văcuței le voi face cumva așa și le voi coase. Cos totul și revin. Le ador. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să vă abonați la canalul meu, să apăsați butonul de like, pentru că atunci când eu voi încărca tutoriale noi, dumneavoastră să fiți anunțați, va trebui să apăsați butonul, clopoțelul pentru notificări.